Mulțumesc, Maria. Marcel Ciolacu declară război greierilor. PSD nu vrea făină de insecte în produsele tradiționale. Președintele partidului Marcel Ciolacu a anunțat că a depus un proiect de lege prin care vrea să împiedice făina de greiere să ajungă în cozonac. Mai mult decât atât, inițiativa prevede semnalarea clară pe etichetele produselor, alimentelor, a extractelor din insecte, precum și expunerea lor pe un raft separat în magazine. Inițiativa PSD vine la doar câteva luni după ce AUR a depus un proiect similar. Partidul lui George Simion vrea să interzică pe piața din România toate produsele care conțin ingrediente provenite din insecte. Socialdemocrații încearcă astfel să nu piardă teren în fața AUR în perspectiva viitoarelor alegeri.